Lovit în plin de un autoturism în timp ce traversa strada neregulamentară. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 25 de ani care a ajuns cu răni grave la spital în urma evenimentului rutier. Accidentul rutier a avut loc în localitatea Comanda. Evenimentul s-a produs din cauza neatenției la traficul rutier. În ce traversa strada neregulamentar a fost izbit de un autoturism. În urma impactului, victima a fost transportată de urgent cu răni grave la spital. În jurul orei 18, un bărbat de aproximativ 25 ani a fost lovit de un autoturism în localitatea Comanda. La sosirea ambulanței, pacientul prezenta politraumă, traumatism craniofacial acut, plagă contuză, regiunea sprâncenată, plagă contuză umăr drept. Pacientul a fost asistat la fața locului, apoi transportat la UPU Turnul Severin pentru investigații suplimentare. Victima se află în stare bună la spital, iar șoferul autoturismului s-a ales cu dosar penal.